Ceea ce am putut observa în ultimii ani este o schimbare de mentalitate în cadrul mediului de afaceri, femeile devenind tot mai importante în partea de management a unui business, pentru că de obicei, deși bărbații sunt mult mai buni conducători și lideri, femeile își fac timp pentru toate detaliile care pot să apară într-o companie, mai ales în cadrul unei companii de familie, unde trebuie să ții cont nu doar de propria familie, ci și de familiile angajaților, de dorințele fiecărui angajat, de așteptările lui, dar să nu uiți niciodată că timpul petrecut în familia ta este cel care îți dă energia de care ai nevoie în business. Invitația din această seară la evenimentul Women in Economy, femei în afaceri în ziua de azi, este o oportunitate pentru mine să cunosc alte femei de afaceri, să împărtășesc din ceea ce eu am trecut în afacerea noastră de familie, dar mai ales să învăț de la top 50 femei de afaceri, acesta fiind tema evenimentului, și să înțeleg mai bine ceea ce mi oferă viitorul și ca și provocări și ca și oportunități. Probabil aturile unei femei în conducerea unei afaceri cu siguranță ar fi în primul rând frumusețea, în al doilea rând comunicarea și în al treilea rând empatia față de cel cu care discută, fiindcă este cunoscut că femeile reușesc să fie mai empatice față de cei cu care colaborează, nu doar față de clienți, ci și față de angajați. Însă există și, să spunem, mai multe provocări pe care trebuie să le trecem cu pași mai mari, aceea că de multe ori în domeniul acesta aveam de-a face preponderent cu bărbați și în funcție de decizie sunt bărbați și este mai greu să-ți impui punctul de vedere, este mai greu să arăți că îți cunoști foarte bine domeniul și că experiența ta valorează la fel de mult cu cea unui bărbat. În prezent, în compania noastră lucrează preponderent femei, în proporție de 60%, atât în secția de producție, cât și în birouri și ne bucură acest lucru, fiindcă ele tind să fie mai atente și cu clienții, dar și în procesul de etichetare, de dozare, fiind mult mai atente la toate amănuntele de pe o linie de producție, dar au nevoie tot timpul de ajutorul bărbaților. Ceea ce pot să spun este că în ultimii ani ne-am orientat și noi ca și gamă de produse mai mult spre doamne și dacă până acum 7-8 ani oferam doar produse apicole, acum avem și o gamă special dedicată femeilor, Rapidava Cosmetic Line, și pe care o dedicăm în special femeilor antreprenori care au puțin timp la dispoziție și doresc să se îngrijească cu produse naturiste și cu produse pe bază de ingrediente apicole.